yo. Vila Oanei Zăvuranu este situată în zona de lux a Bucureștilor, iar prezentarea ei a suscitat mii de comentarii. La o simplă incursiune prin apartament, ți se taie respirația. Mobilier de ultima generație, oglinzi masive din cristal, televizoare plasma, o sală de baie amenajată ca în hotelurile de 5 stele. Însă, acest decor de basm ascunde un secret care îți dă fiori. Mai exact, în dormitorul vedetei s-a întâmplat ceva terifiant. În anii 50, în această casă locuia un cuplu căsătorit. Din cauza problemelor financiare, tânărul soț s-a spânzurat exact în dormitorul unde Oana Zăvoranu plutește în lumea viselor frumoase. Au trecut 10 de ani, dar parcă blestemul nu s-a risipit. Dacă priviți cu atenție aceste imagini, veți remarca fereastra și galeria de perdele unde bărbatul a ales să-și încheie conturile cu viața. În oglinda masivă care tronează pe perete se reflectă o imagine mai clară a locului despre care Oana spune că este bântuit. Despre toate aceste detalii înfricoșătoare ne povestește Oana Zăvoranu în câteva momente.